pe locuri fiți gata start, asta e minunat, ne amintește de joacă. Există o prevalență a miopiei, o prevalență crescută a miopiei și fiind cunoscut că la nivel mondial prevalența miopiei crește între 1 și 2,5% în fiecare an, estimarea pentru 2050 este că vor exista 50% din populația globului miopi. Și evident că lucrul acesta este de îngrijorat, mai ales că astăzi miopia debutează la vârste mai mici, progresează mai mult timp, progresează mai repede și atunci ne așteptăm la un număr mai mare de miopi mari. Iar estimarea pentru 2050 este că 10% dintre miopi, din populație va avea miopie mare. Și ca o confirmare a acestui lucru vine incidența foarte mare a miopiei în rândul tinerilor, fiind la nivelul țărilor asiatice de 90%, iar în Statele Unite și Regatul Unit de 50%. Ai spune că, bine, nu e treaba noastră că asiaticii au alt model genetic și că nu va fi și la noi la fel. Totuși, în urmă cu 60 de ani, incidența miopiei în China era doar 10-20%, iar acum, evident, este mult mai mare. Un alt lucru pe care trebuie să-l stabilim foarte clar este că miopia nu este o simplă eroare refractivă, ci este o boală. Și ca orice boală vorbim de factori de risc, de epidemiologie, de simptome, de tratament și, bineînțeles, și de prevenție. Studiile arată că miopia este factor de risc pentru afecțiuni oculare grave și noi știm foarte bine că dacă auzim o prezentare despre dezibirea de retină, primul factor de risc este miopia, da? Iar dacă vorbim despre glaucom, printre factorii de risc, din nou, miopia. Și nu există, spunem noi, un nivel sigur de miopie atâta vreme cât chiar și un miop de numai 2 dioptrii, ai spune ce mare lucru, o miopie de minus 2, are un risc dublu de a dezvolta patologie oculară gravă. Și atunci, să zic că am stabilit că e important să tratăm miopia, pentru că nu dorim ca pacienții noștri să ajungă să aibă probleme grave de vedere în viitor. Dar și este important să punctăm că spre deosebire de degenerescență maculară legată de vârstă, de exemplu, această degenerescență maculară din miopie are debut mult mai precoce și acest lucru este foarte îngrijorător. Când întâlnim copilul cu miopie, nu întâlnim doar copilul, ci întâlnim întreaga familie. Și atunci este important felul în care reușim să comunicăm cu atât copilul cât și cu părinții lui. Dar ceea ce este poate cel mai important este ceea ce știm noi și capacitatea noastră de a transmite informațiile și de a comunica pe pacient. Și tocmai în sensul acesta spuneam că atunci când am încercat să caut prin fișe și am văzut ce făceam, am văzut că unele lucruri nu le-aș mai face astăzi și, de exemplu, nu corectam foarte bine când foloseam lentilele multifocale, dădeam o corecție un pic mai slabă și copiii nu vedeau bine și totuși ei acceptau. Adică, vedeți, eu cred că și convingerea mea că ceea ce fac este bine are rol în a transmite informația, da? Deci încrederea noastră în metodele pe care le folosim, experiența pe care o adunăm și încrederea în ceea ce facem, în capacitatea de a alege ce cel mai bine pentru fiecare pacient, o reușim să o transmitem în cadrul discuției pe care o avem cu pacientul. Și, bineînțeles, trebuie să avem grijă de particularitățile fiecărui caz, atât din punct de vedere fizic, ce măsurăm, da, la nivelul ochilor, cât și părerile, sentimentele fiecăruia. Și tot apropo de cele mai bune surse de informare, după părerea mea, sunt articole excepționale pe Contact Lens Spectrum. Există blogul acesta, Myopia Profile, unde Kate Gifford oferă niște lecții excepționale. Brian Holden Institute și Review of Myopia Management. Peste în toate aceste site-uri, dacă intrați, veți găsi informații care sigur vă vor ajuta.
Există și niște concluzii, să zic, pe acest International Myopia Institute au realizat niște articole cuprinzătoare și dacă sunteți foarte răbdători, puteți citi acolo foarte, foarte mult. În urmă cu 8 ani, când am început eu să mă ocup de acest domeniu, acest articol pe mine m-a impresionat și vă spun că îl aveam tot timpul deschis pe un calculator și când venea pacientul, deschideam acest articol. Căutați acest autor, este minunat, Jeff Walling. Iată cum începe el articolul. El zice așa, dacă un copil are o miopie de minus 1 la vârsta de 8 ani și progresia lui este de 0,5 pe an, atunci la 16 ani va avea minus 5. Și mai mult decât atât, pune într-un tabel toate aceste lucruri și spune că dacă ai reușit să reduci progresia cu 25%, atunci el ajunge la minus 4, iar dacă reduci progresia cu 50%, atunci copilul va avea doar minus 3. Eu arătam acest lucru părinților și de multe ori m-a ajutat să îi conving că au ce face pentru a nu crește miopia. Și mai departe există un tabel în care arată eficiența fiecarei metode folosite la acel moment în domeniul reducerii progresiei miopiei și vă spun că față de acel moment lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Și pentru că știți foarte bine că era această modă a subcorecției, eu le arătam pacienților că subcorecția nu este bună, pentru că ea favorizează creșterea miopiei și mă foloseam de acest articol ca să le arăt ceva scris. Uite, în articolul ăsta serios se vorbește despre acest lucru. Și le arătam că există metode care reduc progresia, respectiv ortocheratologia și lentilele moi multifocale cu centru pentru distanță, pe care de atunci le folosesc. Despre atropină vorbeam puțin, pentru că atunci se vorbea de atropina cu concentrație de 1%, oricum nu se găsea în România și, ca urmare, nu abordam acest subiect, îl evitam. Ei, lucrurile au mers înainte și astăzi este mult mai ușor, pentru că avem la dispoziție mult mai multe informații pe care le putem da părinților, îi putem îndemna să citească și acasă ca să înțeleagă mai bine dacă, să zic, n-am reușit să-i convingem de la prima întâlnire pe care am avut-o cu ei. Ideea ar fi că trebuie să-i spunem, de fapt, ceea ce îl doare pe el astăzi. Și dacă vă uitați în această traducere pe care o avem de la Myopia Care, vedeți că primul lucru pe care îl spunem este că reducerea progresiei miopiei poate fi benefică pentru reducerea grosimii lentilelor, reducerea dependenței de ochelari și, cu toate că este cel mai important, îl punem la finalul propoziției, reducerea riscului de boală miopică. Pentru că boala miopică este ceva ce se va întâmpla mult mai departe și atunci se poate părintele să nu acceseze atât de ușor această informație. Dar ceea ce îl doare pe el în clipa în care vine la noi, că observă că își schimbă copilul des dioptriile, că observă progresia, acesta este lucrul de la care pornim. Și de fapt asta trebuie să identificăm. Ce îl doare pe el? Îl doare că poartă ochelari, îl doare că îi crește miopia și atunci, pornind de la asta, să-i oferim soluția care îi se potrivește și eventual să ajungem la discuția despre lentile de contact. Mai departe, pe același site, ați văzut că există un chestionar și pe măsură ce bifezi răspunsul tău, primești și informații, iar la final o estimare a miopiei. Un alt mod în care putem arăta de ce este important să folosim diverse metode de reducere a progresiei miopiei este acest calculator de pe Brian Holden Institute, de pe acest site al lui Brian Holden și observați că aici eu am ales un exemplu, un caucazian de 6 ani care are dioptrie de minus 0,5 și alege ca metodă de corecție ortocheratologia, ar putea să ajungă la o miopie de doar 3 dioptrii față de o miopie de minus 5 în cazul în care folosește ochelarii monofocali. Toate aceste instrumente ne pot ajuta să explicăm părintelui și copilului de ce ar fi bine să aleagă o metodă de control al miopiei și să nu se limiteze la prescripția de ochelari monofocali. Și spuneam că este importantă prevenția. În orice boală, prevenția ar trebui să fie primul lucru pe care să îl încercăm.
Și de aceea am pus această afirmație a lui Lengis Michaud, care spune: considerați orice copil ca un potențial miop. Și atunci trebuie să identificăm factorul de risc și știm foarte bine că dacă are doi părinți cu miopie, riscul de miopie crește de 6 ori și de asemenea sunt importanți factorii de mediu, respectiv dacă petrece mai puțin de 90 de minute afară în lumină naturală, atunci riscul crește de 2-3 ori și de asemenea dacă petrece mai mult de 3 ore la aproape, riscul crește de 3 ori. Și de aici putem începe discuția cu și sfaturile pentru copil și părinte. Alți factori care ne anunță că ne-am putea afla în fața unui copil cu miopie este eroarea refractivă comparativ cu vârsta și spunem că dacă la vârsta de 6 ani miopia este hipermetropia copilului este mai mică de 0,75, atunci există risc de miopie și un alt factor important este lungimea axului anteroposterior și avem aici valorile pentru fetițe și băieți, sunt cele două tabele și vedeți că 22,5 în medie ar fi limita, ar trebui să aibă mai puțin de 22,5 la 6 ani și mai puțin de 23 la 10 ani, iar dacă depășesc aceste cifre, riscul de miopie este de 30%. Există și problemele de vedere binoculare, despre care unii spun că ar conta, alții că nu, dar este important să le supraveghem, respectiv legul acomodativ și scăderea amplitudinii acomodației, precum și raportul crescut acomodație, convergența acomodativă a acomodației. Ce putem face? În primul rând să educăm, da? Să spunem că este important să petreacă afară și există un studiu care arată că dacă copiii petrec cu mai mult de 6 ore pe zi afară în lume naturală decât petreceau înainte, incidența miopiei scade de la 17,7 la 8,5%. Un alt studiu ne arată că este eficientă atropina chiar înainte de debutul afecțiunii și practic ne aflăm în aceeași situație ca în fața pacientului cu hipertensiune oculară, la care de multe ori alegem tratament, deși nu știm sigur dacă va face boala. E destul de greu, cred eu, să recomanzi atropină când găsești un plus 0,25 la 6 ani. Nu am făcut-o niciodată, practic, dar dacă găsesc un minus 0,25, da. Deci dacă are minus 0,25 și doi părinți cu miopie, atunci da, aș da atropină 0,025, aș da eu, aici scrie 0,25, conform studiului. Ce facem dacă am descoperit miopia? Trebuie să înțelegem că cel mai important factor de progresie este vârsta. Cu cât debutul miopiei este mai repede, la o vârstă mai mică, cu atât progresia este mai mare și această progresie este peste 0,75 până la 9-10 ani. Un alt factor important este reprezentat de antecedentele copilului și spunem că dacă are doi părinți miopi și atenție că de fapt nu se referă, este important nu numai să aibă părinții miopi și dacă are un frate sau un bunic miop, s-ar putea să crească riscul de progresie. Dar oricum cel mai periculos dacă ambii părinți sunt miopi. Fetițele par a evolua puțin mai rapid decât băieții, dar din fericire se și opresc mai repede, progresia la ele se oprește mai repede, iar factorii comportamentali, să zic, sunt din nou importanți și ca o noutate, înainte spuneam că timpul petrecut afară ajută doar la prevenirea progresiei, acum există studii care arată că ajută și la reducerea progresiei după debutul miopiei. Legat de petrecerea timpului la aproape. Este o altă discuție interesantă care arată că mai important decât timpul petrecut este intensitatea lucrurilor aproape. Și când vorbim de intensitate, ne referim la distanța de lucru și aceasta trebuie să fie, știți prea bine, distanța egală cu un antebraț, dar
și timpul petrecut continuu la aproape. Și se pare că pauza aceea 20 pe 20 pe 20, care este recomandată la adult, nu este suficientă la copii. De asemenea, becurile incandescente se pare că sunt mai bune decât becurile fluorescente sau becurile LED și este un aspect din nou important să spunem, să insistăm să stea cu multă lumină în casă și de preferat cu becuri incandescente și niciodată telefon în întuneric. Toate aceste lucruri le putem explica părinților folosind această acest ghid pe care acest ghid e realizat de Kate Gifford și îl găsiți pe Myopia Profile. Noi ne propunem să-l și traducem în curând. Și dacă ne uităm în prima parte, observăm aici că practic vorbește despre riscuri și cu ajutorul acestui ghid putem educa pacientul. Iar aici este momentul să începem să îi spunem după ce am evaluat cazul și suntem atenți la istorie familială, eroare refractivă, lungimea axului, topografie, grosimea cornei, diametru pupilar și statusul vederii binoculare, de fapt începem cu statusul vederii binoculare, și după ce ascultăm copilul, identificând grijile lui, după ce ascultăm părintele, noi trebuie să începem să-i propunem soluții pentru reducerea progresiei miopiei. Și este important să spunem ce este miopia, că practic înseamnă un ochi care crește mai mult decât normalul, că este o boală și că în viitor vor fi necesare schimbări ale ochelarilor, iar copilul va purta lentile mai groase. Și la final, bineînțeles, vestea bună este că putem reduce progresia miopiei, ceea ce este important pentru menținerea sănătății ochilor de-a lungul vieții. Este important să lăsăm copilului șansa să aleagă. Să-i spunem că poate purta ochelari, lentile de contact sau să folosească picături cu atropină. Și din nou avem acest ghid care ne arată care sunt variantele și dacă copilul acceptă lentile de contact, atunci vom merge pe ortochei sau lentile multifocale cu centru pentru distanță, dar trebuie să fim atenți că aceste lentile de contact favorizează exoforia și trebuie evaluată cu atenție această izoforie apărută uneori după prescripția de lentile de contact. Dacă însă copilul refuză ochelarii, trebuie să acceptăm această situație, putem relua discuția după 3 luni, după 6 luni, în funcție de copil. Și în funcție de statusul vederii binoculare vom recomanda ochelarii care, după studiile actuale, se pare că cei mai eficienți ar fi ochelarii bifocal executiv. Există, dacă ne uităm aici la esoforie, nu știu dacă îmi vedeți pointerul, esoforia, deci în cazul esoforiei și legului acomodativ, pot fi recomandați și ochelarii progresivi, dar există și studii care spun că, de fapt, ei nu sunt suficient de eficienți și care spun că tot ochelarul bifocal executiv ar fi cel mai bun. În cazul în care nu există probleme de vedere binoculară, recomandăm pur și simplu ochelarii bifocali, iar în caz de exoforie, prismele sunt recomandate. Despre atropină vom discuta mai târziu. Mai departe trebuie să-i spunem pacientului și ce ne așteptăm, de ce recomandăm lentilele de contact și în acest grafic este destul de ușor vizibil pe față de progresia pe care ar avea în cazul în care ar folosi ochelarii monofocali. Lentilele de contact ortochei sau multifocale reduc aproximativ la jumătate progresia miopiei, mai ales la copii mici, da? Acolo este important. Sigur că nu toți copiii vor fi dispuși să poarte lentile de contact, mulți se tem, ei trebuie încurajați și bineînțeles că se tem și părinții și bineînțeles că și ei trebuie încurajați. Este atunci când copilul acceptă și părintele refuză, înțeleg că de fapt copilul suferă că poartă ochelari și atunci insist că a avea un copil sănătos nu înseamnă doar că vede bine sau că nu are o boală propriu-zis, ci un copil sănătos este și un copil echilibrat și care are încredere în el. Iar lentilele de contact
ajută la îmbunătățirea imaginii de sine și îmbunătățesc performanțele școlare și în activitățile sportive. Este adevărat că prescripția de lentile de contact durează puțin mai mult la copii, de fapt durează mai mult învățarea manevrării lentilelor de contact, dar părinții trebuie încurajați că lentilele de contact sunt o metodă sigură dacă sunt folosite corect, iar inflamațiile legate de portul lentilor de contact sunt mai puține la copii decât la adolescenți. Acesta este graficul eficienței diverselor metode de corecție, la baza care, pe care se bazează ghidul pe care l-am prezentat anterior părinților și vedeți că cea mai mare eficiență este pentru ortocheratologie și lentile multivocale și concentrații relativ mari de atropină. Pentru că despre atropină se spune acum că în concentrații foarte mici, de fapt, nu ar reduce creșterea axului anteroposterior. Și după ce tocmai ne învățasem că trebuie să dăm atropină 001, acum trecem la atropină cu concentrații mai mari. Discutăm imediat. Dar, din nou, am ales să scriu această afirmație a lui Langes Michelot. Este un fel de guru, după părerea mea, în domeniul managementului miopiei. Și el spune că lentilele de contact sunt gold standardul în managementul miopiei. Este un lucru pe care e bine să-l reținem. Dacă am spus că eficiența celor două metode, respectiv ortocheratologie și lentile multifocale, este aproximativ egală, atunci ce alegem? Ce ne ajută să decidem? Știm că ortocheratologia aplatizează, da, știm bine, e o lentilă de contact care este purtată noaptea și aplatizează cornea centrală și determină aceasta având ca efect transmiterea imaginii pe retină în zona centrală, iar bombarea corneei periferice determină o defocusare periferică miopică, despre care se spune că are rol în reducerea progresiei miopiei. Dar se pare că face mai mult decât atât, respectiv are un efect pozitiv la nivelul acomodației și s-ar putea ca, de fapt, această îmbunătățire a amplitudinii acomodației și reducerea legului acomodativ să fie, de fapt, responsabile de reducerea progresiei miopiei. În privința lentilelor multifocale MOI, de fapt, există aceste lentile cu design concentric, cu alternant, care și este lentila MySight, creată chiar de Cooper Vision, care este prima lentilă de contact aprobată de FDA și are și marcă C pentru utilizarea pentru reducerea progresiei miopiei. Toate celelalte produse sunt folosite off-label. Avem în sfârșit un produs aprobat, dar nu este disponibil, din păcate, și în România. Ce putem folosi în România sunt lentilele multifocale. Am vorbit de multe ori despre acest lucru. Folosesc lentilele multifocale cu centru pentru distanță, care, practic, au cam același efect, se spune, da, e greu de măsurat, respectiv corectează, reduc defocusarea hipermetropică periferică și având acest efect ca la presbiopie, practic îmbunătățesc acomodația, corectează hipermetropia în ax asociată cu legul acomodativ. Este esențial să avem o lentilă bine centrată. Decentrarea lentilei determină străluciri, încețoșarea vederii și atenție că și lentila pusă pe dos poate fi cauză de decentrare și mi se întâmplă adesea. Poate, dacă lentila este bine adaptată, atunci putem crește puterea la distanță cu 0,25 pentru adiția de 2 și pentru 0,5 sau chiar 0,75 pentru adiția 2,5. Se consideră că sunt mai eficiente adițiile mari, dar de fapt sunt foarte greu de tolerat de copii. Din experiența mea n-am reușit acest lucru. Și atunci ce să alegem, spuneam? Există unele idei, nu este sigur lucrul acesta, că dacă avem o miopie mică, respectiv sub 2 dioptrii sau pupila mică, atunci ar trebui să alegem lentila multifocală. Și aceasta se datorează, înțelegem din acest grafic, că avem aici o topografie după portul unei lentile ortochiei
și vedeți că zona care determină defocusarea miopică periferică este în afara pupilei și atunci se consideră că nu ar fi suficient de eficientă această lentilă dacă pupila este mică. Și atunci recomandarea pentru pupilă mai mică de 4,5 ar fi să folosim mereu lentila multifocală, pentru că observați, lentila multifocală are această zonă destul de mică, cam pe la, în jur de 3 mm este diametrul zonei optice pentru distanță în cazul lentilelor multifocale. Pe de altă parte, dacă miopia este foarte mică, s-ar putea ca această defocusare pe care această bombare a corneei periferice produsă de ortochei să nu fie suficient de mare și atunci defocusarea miopică periferică să nu fie destul de mare. Mai departe intervin alți factori, cum ar fi dacă avem o cornee prea plată sau antecedente de keratoconus, ar trebui să evităm ortocheratologia. Pentru copiii cu miopie și esoforie, studiul lui Aller arată că cea mai mare eficiență a obținut-o cu lentilele multifocale. Mai departe intervin preferința copilului sau a părintelui. Și mai este și prețul, care este mai mic pentru lentile multifocale decât pentru ortochei. Ortocheratologia este totuși cea mai eficientă metodă de reducere a progresiei miopiei, mai ales pentru miopii peste 2 și cam până în 6. Peste 6 deja există un oarecare risc, e destul de agresivă lentila, vederea s-ar putea să nu se mențină destul de clară până la sfârșitul zilei. Dar între 2 și 6, eficiența cea mai bună o avem cu ortochei. Și de asemenea, dacă avem astigmatism, poate să fie mai potrivit ortochei. Și mai departe intervine preferința fiecăruia. Despre atropină am spus că spun câteva cuvinte, pentru că aici este o schimbare importantă. După ce studiul Atom 2 a arătat că ar fi bine să folosim concentrații mici, respectiv 0,01, pentru că astfel s-a obținut cel mai mic rebound și cu toate că mai eficiente sunt concentrațiile mari, datorită rebound-ului, până la urmă s-a ajuns cam la același rezultat sau chiar rezultat mai bun cu concentrația mică și tocmai învățasem noi să o facem. A venit apoi un alt studiu care a arătat că, de fapt, această concentrație foarte mică are un efect redus în reducerea progresiei miopiei, respectiv 27% dacă analizăm diopiile și doar 12% în analiza alungirii axului anteroposterior. Iar eficiență putem găsi numai dacă folosim, semnificativă avem dacă folosim această concentrație de 0,05% și această eficiență de fapt se apropie foarte mult de eficiența ortocheiului. Pe de altă parte, știm că oricât de mică ar fi concentrația atropinei, ea determină dilatarea pupilei și scăderea acomodației. Iar limita, deci concentrația cea mai mare, care nu determină simptome de fotofobie și afectarea vederii la aproape, este de fapt 0,025. Și atunci te întreb ce să folosești, 0,01 cum era până acum sau 0,025. Ce fac eu practic? Pornesc cu 0,01, mai ales că am pacienții deja care folosesc această metodă de corecție și dacă observ că nu este efect, îi trec pe la atropină 0,025. O altă idee ar fi să încep cu 0,025, cel puțin pentru pacienții noi, și în cazul în care vezi că se plâng la controlul la o săptămână sau la o lună, dacă se plâng de vederea la aproape, să treci atunci către concentrația mai mică. Pentru mine atropina nu este prima alegere, eu prefer întotdeauna prescripția de lentile de contact, dar evident nu toți copiii acceptă acest lucru. Când să acționăm, bineînțeles că în mod special pentru copiii care au debut la vârstă mică, pentru că am zis că progresia cea mai mare este la vârstă mică și este bine să acționăm cât mai repede după debut, pentru că am zis cea mai mare progresie aici între 6 și 9 ani și dacă am acționat aici atunci sunt șansele cele mai mari de reușită. Cu cât acționăm mai rapid, cu cât acționăm mai puternic, cu atât vom reuși să reducem mai mult progresia miopiei și copilul în final să aibă o miopie mai mică.
Să nu uităm că, practic, nu există copii. De fapt, există. 9% dintre copiii sub 12 ani nu au progresie. Este foarte puțin. Deci, în grupul 8-12 ani, studiu făcut pe MySight, doar 9% dintre copii au avut o progresie sub 0,5 în 3 ani. Deci, practic, orice copil mic cu miopie, mic însemnând sub 10 ani, ar trebui să fie tratat. Iar ceea ce facem noi în sensul de a trata mai mult pacientul cu progresie mai mare, pentru că și aceasta este o tendință pe care și eu o am, se pare că, de fapt, nu este neapărat bine, pentru că dacă a avut în anul acesta o progresie, nu înseamnă că o va avea și anul viitor. Nu există o legătură, conform studiilor, adevărată între cât a progresat în trecut și cât va progresa în viitor. Deci nu acesta ar fi neapărat cel mai important criteriu de alegere a tratamentului. În concluzie, este important să fim informați, să transmitem informația aceasta cât mai clar către pacient. Nu există încă un protocol de tratament al miopiei, dar cele mai eficiente metode sunt totuși lentilele de contact și, în mod special, ortocheratologia. Și este important să acționăm cât mai repede, în mod special la copilul mic, cu toate că este foarte greu să îl convingem. Vă mulțumesc pentru atenție.